Incident șocant în această dimineață în Brașov. O femeie în vârstă de 26 de ani a fost înjunghiată de soțul ei în vârstă de 33 de ani în fața grădiniței copilului lor. Victima a ajuns de urgență la spital. Cei doi sunt în divorț, dar bărbatul era supărat pe femeie pentru că nu-l lăsa să-și vadă copilul. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Scandalul a avut loc imediat după ce femeia a lăsat copilul la grădiniță, astfel că acesta nu a fost martor la agresiune. Martorii au sunat la 112. Un echipaj de poliție și altul de la ambulanță au ajuns imediat la fața locului. În timp ce medicii acordau primele îngrijiri femeii înjunghiate, oamenii legii au început cercetările. Persoana bănuită de săvârșirea faptei a fost identificată la scurt timp de către polițiști, aceasta prezentând leziuni pe care și le-a fi provocat ulterior. Speriat se pare de ceea ce a făcut, bărbatul ar fi încercat să-și ia viața. Polițiștii l-au găsit pe acesta încuiat în casă, în stare de inconștiență. A fost transportat la spital, ca și cea pe care a atacat-o. Apropiații celor doi spun că femeia ar fi fost de vină pentru tot ce s-a întâmplat. Ea s-ar fi cuplat cu un cetățean bulgar și, după aceea, nu l-ar mai fi lăsat pe agresor să-și vadă copilul. Băiatul a venit acasă și i-a spus, bă, fetiță, nu mai avem de făcut absolut nimic, bă, că nu ești rece față de mine, dar te rog frumos, lasă-mi copilul să-l văd. Și de acolo așa a ajuns la chestiile astea. I-a spus, bă, poți să fii cu oricine. În viața asta, gata, ne-am despărțit, dar fetița lasă-mi-o. Măcar o dată să mă văd cu ea, două ore, trei ore. Din gelozie, așa am înțeles. De ce? Nu știu, am înțeles că ea a prea curvit cu altcineva și el era un băiat foarte cu minte, mai venea bea o bere, stătea liniștit, își vedea de treaba lui, dar din câte am înțeles și știm, ea a fost de vină. Starea victimei este gravă, în timp ce bărbatul este conștient, dar nu poate da declarații deocamdată. Procurorul de caz așteaptă ca agresorul să-și revină pentru a-l putea audia. El este sub strictă supraveghere la spital.